Oamenii legii au arestat un bărbat de 32 de ani implicat într-o altercație violentă la o sală de fitness din Timișoara pe data de 1 august. Incidentul a avut loc în jurul orei 21:30, când un conflict spontan între patru persoane a degenerat, rezultând în rănirea prin înjunghiere a unuia dintre participanți. Victima a fost transportată de urgență la spital pentru îngrijiri medicale. După câteva zile de investigații, pe 6 august, bărbatul de 32 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, sub acuzațiile de tulburare a ordinii și liniștii publice și loviri sau alte violențe. Pe 7 august, magistrații au dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile. În același caz, polițiștii au reținut și un bărbat de 23 de ani care a fost depistat în vama cenat și arestat preventiv pentru 30 de zile. Un al treilea participant în vârstă de 29 de ani este căutat de autorități fiind demis un mandat de arestare preventivă în lipsă. Ancheta continuă, iar persoanele implicate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de drepturi egale pe parcursul procesului penal.